Am văzut că m-ați întrebat acolo cum să pregătesc avocado, așa, o rețetă simplă. Astăzi o să prăjesc așa un pic de brânză în loc de pâine. Am pus un cașcaval de ăsta olandez, să vedem cum se comportă. Și o să pun avocado peste. Avocado este foarte bun, eu îl mănânc și așa, gol, că este un fruct. Am lăsat să se prăjească așa bine, iată ce bine arată și mai acum le las pe partea asta și apoi pun avocado peste. Iată ce bine arată, super crocant și am pus niște nuci și avocado pe deasupra și le puteți folosi ca aperitiv, la cină, în orice moment a zilei, că de multe ori ziceți, dar puneți și cină și prânz. Astea, în general, tot ce fac eu se pot folosi în orice moment a zilei mânca. Poftă bună!